În weekend a fost reluată activitatea de montare a detectoarelor de fum sau monoxid de carbon în județul Timiș. Astfel, pompierii din cadrul ISU Timiș, alături de reprezentanții serviciilor voluntare pentru situații de urgență, au montat încă 20 de detectoare de fum și 21 de detectoare de monoxid de carbon în localitățile Sâmpetru Petru Mare, Libling și Pietroasa. Activitatea va continua pe tot parcursul acestei săptămâni. Suntem bucuroși să fim alături de vârstnici și familiile numeroase și să îndeplinim această misiune înainte de sărbătorile pascale. De ce trebuie să avem un detector de fum în casă? Devenim conștienți de existența fumului mai repede. Ne oferă suficient timp să acționăm sau să evacuăm casa. Monoxidul de carbon poate fi prezent în locuință dacă se folosește o sobă sau un șemineu cu defecțiuni. Focul cu lemne sau cărbuni arde mult mai lent decât de obicei. Arderea incompletă a gazelor și lipsa unei ventilații corespunzătoare poate produce monoxid de carbon în locuințe, transmit reprezentanții ISU Timiș. Acest tip de detector nu alertează în mod automat autoritățile, nu este interconectat cu sisteme de stingere a incendiilor, rolul lui este de avertizare.